Bună dimineața, dragii mei, that's a fake. Să întorc camera. Bună dimineața. Cam asta fac eu dimineața, când mă trezesc. Primul. Când mă trezesc primul, pregătesc masa. Deci am pregătit masa. Acum trebuie să mai pun niște unt pe pâine. Cu niște gem. Hola! Saludos! După aia trezesc pe toți. Eu mă trezesc mereu de vreme. Good morning! Deci, aici le-am pregătit masa. Salam aleikum! Deci, aici le-am pregătit masa. Aici stau eu. Aici stă băieții. Giuliano. Claudio. Aici soția. Gabriela și Francesca. Bine, asta nu a ajuns. Bine, acum să pun aparatul aici. Hard. Ok. Like this. Wait. Okay. So I need to find some bread. Yeah, bread. Some bread. Okay. So. Aici am făcut niște ceai de cătină. Este bună, foarte bună. Cătină. De obicei folosesc și alte ceaiuri. Mușețel, căpșuni, tei, mango. Da, mi-e place mango. Mango. Mi-e place mai mult mango. E bun, mai bun. Așa. Dar nici cătina nu era. Good morning, my friends. Good morning. Copii, vă aștept la masă. Deci pe fiecare dimineață, când mâncăm, se duce o pâine. Și pentru sandvișuri la școală, încă o pâine. Deci două pâini pe fiecare dimineață, să sunt într-un start. Suntem șase. Și dacă mai rămâne vreo felie de pâine, o dăm la căței. Avem afară o târlă. Care se umblă liberi. Decât doi am în lanț, sunt mai răi. O ia dacă scapă, te rupe la picioare. Așa, Claudel. Deci, punem furculițe.
morning, everybody. Good morning from Stroe House. Mă scuzați că nu vorbesc mereu în românește, dar am prieteni din toată lumea și engleza trebuie să prevaleze în videoclipuri. Așa că folosesc și engleză. Cu toate că n-am făcut engleză la școală, cu toate că am încercat să învăț engleză când eram copil, ba, aici e tare. E tare fața asta. Am avut engleză la școală, dar am intrat în al treilea sau al patrulea an direct de engleză, că n-am înțeles nimic. Deci pentru mine eu n-am făcut engleză. Și am încercat să fac meditații la engleză. Am vorbit cu mama și a spus că, mamă, vreau să fac să învăț engleză. Vreau să fac meditații la engleză. Și am vorbit cu profesoara la școală. Profesoara nu era foarte întreagă la minte, era un pic sărită. A venit prima zi să mă mediteze acasă. Așa, și lui mama nu i-a plăcut de profesoară. Și ea să nu mai vină, să nu mai mă mediteze. Că mi se părea ciudată. Într-adevăr, era ciudată. Și n-am mai făcut meditații la engleză și engleza mea a rămas acolo. Și uite așa, am prins un pic după Facebook, un pic după YouTube, un pic în filme, un pic... Da. Un pic după Google Translator. Și cam așa. În schimb, vorbesc bine italiană, foarte bine italiană. Am făcut meditații la italiană, adică cu o profesoară de italiană. Și mulțumesc foarte mult. Am făcut multe meditații. Și gramatical depășesc pe un italieni. Da. Am studiat gramatică. Dar nu că am uitat. Dar dacă nu vorbesc pe fiecare zi italiană, aici unt butter with marmelade. It's a pex marmelade. It's made of me. Of myself. From fruit from my garden. Bine, bă. Bine, să înveți la mine și ești bun. So, now I will go to wake up the kids. Yes, ready. Boys. Bă dimineața, sunteți în live. Gabriela, bă dimineața. Haide, vă aștept la bucătărie.
Vamos pus masa, hai. Haide. Vamos pus masa. Hai, Giuliano, Clau, pe ce fac, mănânc singur? Haide. Hai, băi. Păi mănânc singur? Alo. Hello. Hai. Claudel. Băi, rupem plapuma. Băi, ce facem? E deja rupt, ai mușcat în ea. Hai. Hai, jos. Haide. Hai, mă, uite, vă zice good morning, băieții. Good morning. Hai, lasă ursul, hai, Giuliano, hai la masă, eu am pus masă, ce mă fac să vorbesc cu tine, hai. Păi treci la masă. Hai, odată. Hai. Hai, vă aștept la masă. Păi... Good morning, Kevin. Doamne, v-a zis good morning, Kevin. Good morning. Hai, vă aștept la masă. Clau, te aștept la masă. Hai, mă face să zic la tine. Păi... Ileana, te aștept la masă. Ileana... Mă n-auzi, băișor. Haide. Hai mă la masă. Acum dăm drumul la știri. Ia să auzim știrile. News. There's lots of fire grounds, and we know heavily impacted fire grounds where we simply haven't been able to get people in to undertake even an initial assessment. Afectate sunt și animalele sălbatice din aceste zone. A lot of fire in Australia. Și mulți alții au suferit arsuri grave. Organizațiile ecologice fac eforturi mari ca să-i salveze. They look terrible, the poor little things. They're black, obviously. Săptămâna trecută, orașul Sydney a fost acoperit zile întregi de o peliculă groasă de fum din cauza flăcărilor aflate la aproape 400 de kilometri distanță. Australia have problem with fire. O balenă albă s-a dovedit partenerul perfect pentru rugby. Imaginile în care un bărbat și puiul de beluga se joacă împreună în mijlocul oceanului sunt un... Hai, Giuliano! Apoi se scufundă și o returnează bărbatului ca jocul să poată continua. Astfel de exemplare trăiesc în apele din emisfera nordică și sunt considerate unele dintre cele mai inteligente animale de pe pământ. Empire State Building din New York sărbătorește 50 de ani de Sesame Street. Big Bird, unul dintre cele mai întregite personaje ale serialului de televiziune pentru copii, a fost invitat pentru a anunța iluminarea zgârie norului duminică în culorile galben verde. Împreună cu păpușarul care l-a interpretat la debut, Big Bird a prins în multe luminile unui Empire State Building în miniatură, inclus primăria New York. Mai nu vrei? Va muta de acum încolo. Numele păpușarului a ajuns la vârsta de 86 de ani, Carol Spini. Reprezentanții Sesame Street susțin că la 50 de ani de la debut, misiunea Spini nu s-a schimbat. Iar serialul își propune continuare să educe copiii și să-i ajute să devină mai puternici, mai inteligenți și mai amari. Și la fel de amabil, să știi că a fost într-un film preferat al meu, de altfel, și Michael Douglas, se chema Basic Instinct. Amabil a fost și Sharon Stone în toate scene. Da, mi-a plăcut, trebuie să recunosc cariera lui Michael Douglas, mi-a plăcut mai mult Wall Street, dar e tentant și Basic Instinct. Este tentant Sharon Stone. Nadine, are spune mai multe. Da, nu despre Michael Douglas. Are intrat în atenție Sharon Stone. Da, a refăcut acea scenă extrem de celebră, putem spune, din Basic Instinct. Ai la vii? E la masă? Da. Ai făcut ce ai? Cu mine, stai că acum îmi dau seama filmul acesta ce
analizată de o publicație pentru bărbați, a făcut această scenă, iar la 61 de ani arată în continuare foarte bine. O să vedem imaginile de acolo imediat. Așadar, Sharon Stone a recreat celebra scenă din Basic Instinct. Momentul a avut loc într-o gală organizată de o publicație pentru bărbați. Ready? Sharon Stone. Set, go. Tic-tac. Do you feel empowered? Maybe not. Let's do it again. Tic-tac. Îmbrăcată într-o rochie neagră, scurtă, actrița a ajuns acum la 61 de ani, a șocat audiența atunci când a făcut anunțul. În public se afla și fiul ei de 19 ani. În anul 1992, la apariția filmului, scena a fost extrem de controversată. Acum și Sharon a primit premiul pentru femeia anului. Grace Kelly este în continuare un etalon. Hai, fetele, hai la masă! Mai chem de 10 ori? Haide! Francesca! Gabriela! Vin la voi! Gabriela, da mulți ani, acolo ești mai mare cu un an. Dar nu rog bine?
Hai, mă, mâncă! Vrei și un 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 gem? Un cu gem, vrei? Vrei? Vrei vreau să spun? Thanks. Thank you, Kevin. Good morning. Claudio is always last to breakfast, always, always, and he don't eat always all. Tuesday we go to the doctor. Salud. Hai, Claudel, papă! Claudio is 13 years old. Hello! Hola, uite, te-a scris ceva, hola. Hola. Tu vezi de copiii tăi când o să ai, iasă că te blochezi. Pe nesimțiți îi blochez după canal, da? Deci la nesimțiți le dau bloc. Yes. Hello. Chile. Peru, good morning. Oi, Mexico, hello. Muy bien. Este mañana, muy bien. Saludos, Mexico. Salud. Hi. Ceasul? Păi, uite, 7 fără 7. E 8 fără 10. A. 7:48 morning.
Brazil. Ah, Guten Morgen. Giuliano e la baie. S-a dus spre ele. Peru, Machu Picchu. Oh! Le. Uite, tocmai am terminat micul dejun. O să ieșim afară la animale. Facem un pic de ordine prin curte. Aleikum salam. Hello. Gata, Giuliano, te-ai spălat? Mă putau. Hai, Kevin. Aleikum salam. Hello. Gata? Hello, Texas. Kevin. Salut. Now, all have finished the breakfast. Francesca. Salută, Francesca. Păi salută! Ați înțeles? A salutat Francesca. Vă salut și eu. Salut. Bye, bye. Bine, tocmai terminam micul dejun. Vă salut. Bye. Cius. Bye, Kevin.